Dacă scopul este rezultatul final al proiectului, care va conduce implicit spre soluționarea problemei, atunci obiectivele specifice sunt sarcinile ce urmează a fi realizate pentru atingerea scopului. Obiectivele specifice răspund la întrebarea care vor fi pașii pe care îi vom întreprinde pentru atingerea scopului și a soluționa problema. De obicei, într-un proiect sunt trasate 2-3 obiective specifice, dar nu mai mult de 4. Obiectivele specifice sunt niște sarcini pe care ni le punem în față și care urmează a fi îndeplinite, realizate pe parcursul proiectului și care presupun realizarea a mai multor activități practice repartizate pe tot parcursul proiectului sau la anumite etape de implementare a acestuia. Greșeala de bază pe care o comit unii începători este că ei confundă obiectivele specifice cu activitățile sau măsurile din proiect. Indicatorul de bază care ne arată deosebirea dintre obiectivele specifice și activitățile dintr-un proiect sunt modalitatea de realizare a sarcinii, rezultatul obținut. Dacă o sarcină poate fi realizată prin mai multe modalități, înseamnă că avem de a face cu un obiectiv specific. Dacă este enunțată doar o singură modalitate de a realiza sarcina, înseamnă că avem de a face cu o activitate, măsură sau un grup de activități. De exemplu, s-a stabilit că una din problemele de bază cu care se confruntă locuitorii sectoarelor B și C ale satului Budești este nivelul scăzut al calității vieții și sănătății locuitorilor din 300 de gospodării casnice din aceste sectoare. Scopul proiectului înaintat la concursul de granturi în cadrul programului Satul European a fost îmbunătățirea calității vieții și sănătății locuitorilor din 300 de gospodării casnice din sectoarele locative B și C din satul Budești, municipiul Chișinău. După cum vedeți, în formularea scopului general al proiectului nu este indicată modalitatea prin care autoritățile publice din Budești intenționează să îmbunătățească calitatea vieții și sănătății locuitorilor din aceste cartiere. Una din modalități apare deja la formularea obiectivelor specifice. Sporirea pe parcursul anului 2022 a accesului la apă potabilă și serviciile de canalizare pentru circa 1500 de locuitori din sectoarele locative B și C din satul Budești, municipiul Chișinău. Dar nici în acest obiectiv specific nu este indicat cum anume intenționează primăria satului Budești să asigure accesul la apă potabilă și serviciile de canalizare pentru circa 1500 de locuitori. Accesul la apă potabilă și serviciile de canalizare ar fi putut fi asigurate prin mai multe modalități. A. Construcția unei fântâni arteziene în acest cartier. B. Stocarea apei potabile în rezervoare și conectarea la ele a gospodăriilor casnice. C. Conectarea cartierului la rețeaua municipală de aprovizionare centralizată cu apă potabilă. Și D. Construcția unor fose septice pentru stocarea rezidurilor cu transportarea lor ulterioară în afara localității. E. Conectarea cartierului la rețeaua municipală de canalizare. Dacă în loc de sporirea pe parcursul anului 2022 a accesului la apă potabilă și serviciile de canalizare, în proiect ar fi fost scris conectarea cartierului la rețeaua municipală de aprovizionare centralizată cu apă potabilă și canalizare, aceasta n-ar fi fost un obiectiv specific, ci o activitate, o măsură. Realizarea acestei activități, măsuri, ar fi dat rezultate cantitative, 300 metri de țevi montate, 20 de fântâni de vizitare construite, 2 stații de pompare instalate, 300 gospodării conectate la rețea și așa mai departe. Aceasta însă nu înseamnă că cei 1500 de locuitori din cartierele B și C vor avea acces la apă potabilă de calitate. În Republica Moldova sunt destule cazuri când sistemul de aprovizionare centralizată cu apă a fost construit, dar cetățenii așa și n-au acces la apă potabilă de calitate. Deci, obiectivul specific presupune mai multe activități, măsuri care ar conduce efectiv la asigurarea accesului la apă potabilă și serviciile de canalizare. Doar realizarea unui complex de activități, măsuri ar putea garanta obținerea unui rezultat calitativ, și anume 1500 de cetățeni ai cartierilor B și C
au acces la apă potabilă și servicii de canalizare. Toate aceste activități, măsuri, vor fi examinate la etapa descrierea strategiilor, metodologiei proiectului. Cum ajungem la formularea obiectivelor specifice? De unde se iau acestea în proiectul nostru? Aici este cazul să revenim la capitolul identificarea, prioritizarea, formularea și descrierea problemelor. Dacă vă amintiți, în cadrul dialogului cu problema, noi trebuia să depistăm care sunt cauzele apariției problemei identificate. Cauze ar putea fi mai multe, dar noi urmează să ne concentrăm atenția la două, trei cauze de bază, înlăturarea cărora ar putea conduce la soluționarea problemei. Este important să nu confundăm cauzele problemei cu efectele sau consecințele acesteia. Să luăm drept exemplu cazul persoanelor cu nevoi speciale care nu au acces la instituțiile publice. Autorii proiectului au constatat că în oraș nu sunt alocate sursele necesare pentru crearea condițiilor de deplasare a persoanelor cu nevoi speciale din cauza nivelului scăzut de informare și conștientizare a aleșilor locali despre starea de lucruri privind accesibilitatea în instituțiile publice a acestei categorii de persoane. Asociația Obștească a persoanelor cu nevoi speciale a formulat primul obiectiv specific al proiectului în felul următor. Sporirea la prima etapă a proiectului a nivelului de informare a 20 de aleși locali despre starea de lucruri privind accesibilitatea instituțiilor publice pentru 35 de persoane cu nevoi speciale, inclusiv 17 femei, 18 bărbați. După cum vedeți, în această propoziție, diferite sintagme sunt evidențiate cu diferite culori. În felul acesta, am vrut să menționăm că acest obiectiv a fost supus analizei SMART, care se face la fel cum am discutat la subiectul respectiv la tema scopul proiectului.